un nou eveniment cultural în care este implicată IPA. Domnule Melinte, ce se întâmplă astăzi? Sărut mâna, bine ați venit la vernisajul expoziției Spirit și Pasiune în Uniformă. Gata că IPA Regiunea 2 Galați, în afară de activități sportive, desfășoară și activități culturale. Și avem deosebită plăcere ca în această lună, începând cu data de astăzi, în cadrul Muzeului de Istorie Sala Lapidariu, să avem o expoziție de pictură, grafică, sculptură, artă fotografică și embleme militare, cu patru expozanți, toți patru membrii IPA Regiunea 2 Galați, locul care ne onorează. Pe sculptură domnul Noor Gheorghe, deja un consacrat, un artist deja fără foarte cunoscut la nivel național. Și mai noi, tinerii colegi, Mocanu Florin cu artă fotografică, coleg polițist de frontieră, cu o pasiune extraordinară pentru fotografie și o să revedeți în expoziție, foarte talentat, cu colegul în tot polițist de frontieră, Iorga Silviu, cu embleme militare, un colecționar de embleme militare, are peste 2000 de exemplare în colecție. Din păcate, spațiul nu ne-a permis decât o mică parte să le expunem astăzi, dar promitem că la anul o să continuăm cu această expoziție, cu acest vernisaj și o să venim cu ce nu am putut să arătăm acum, vom arăta ediția viitoare. Și Cătălin Ionescu Irinel de la Poliția Națională, tânăr pensionat, dacă pot să zic, care a reușit și l-am coptat la membru la IPA Regiunea 2 Galați, pentru că am văzut că este foarte talentat pe pictură și grafică. Și o să vedeți că este într-adevăr foarte talentat. De aproximativ 2 ani de zile, din ce am înțeles, s-a apucat de această pasiune și rămâne să apreciați dumneavoastră și publicul care va veni dacă într-adevăr este talentat și dacă merită încurajat. Noi, IPA 2, îl încurajăm. Nu vă tentează zona artistică? Aveți atât de mulți colegi care se manifestă în direcția asta? Noi încercăm să găsim și alții, sperăm să găsim și alți colegi cu astfel de talente, să îi promovăm. Vrem să scoatem în față, adică orice coleg de-a nostru, orice membru al regiunii noastre, care are talente într-un anumit domeniu, noi vrem să-i evidențiem, să-i scoatem și să-i recompensăm în același timp. Prin astfel de expoziții, vernisaje, prin, eu știu, oferire de premii. Da, deci vom încerca să scoatem cât mai mulți în evidență, să găsim, iar acolo unde, dacă nu sunt membrii IPA 2, dar sunt în sistemul nostru, să-i facem membrii IPA 2 și atunci să putem să-i promovăm foarte ușor. Oricum, vreau să mulțumesc Asociației Galați, orașul meu partener pe acest eveniment, să mulțumesc Muzeului de Istorie Paul Păltânea, pentru că ne-a pus la dispoziție această locație minunată. Este super, splendid locul. Da. Și mulțumim și dumneavoastră că chiar ne susțineți pe fiecare eveniment pe care îl facem. Portăm cu cea mai mare plăcere. Nu vedem lucruri nici simple, nici obișnuite. Da? Sunt oameni foarte creativi, indiferent de domeniul în care activează. Așa este, da. Și o să încercăm tot timpul să-i promovăm și să organizăm astfel de evenimente pe toate domeniile. Domnule Noor, din nou pesimeze. Din nou pesimeze, este o mare onoare de a expune la Muzeul de Istorie și ca semn al respectului față de acest lăcaș, care îi sunt recunoscător pentru că sunt și absolvent al cursurilor de restaurare, am căutat să compensez prin ceea ce am făcut și ce am învățat la acele cursuri și plus activitatea de artist plastic în domeniul sculpturii. Cu ce lucrări ați venit astăzi? Deci am venit cu 24 de lucrări cu tehnici diversificate, lucrări de sculptură în lemn, în metal,
lemn și metal. O parte din lucrări sunt și cu foiță de aur. Lucrări participante la simpozioane, la bienale naționale, la salane naționale, și am căutat să facem o activitate comună de a angrena și ceilalți colegi din cadrul Asociației Internaționale a Polițiștilor cu tot ceea ce avem frumos în domeniul artei și pentru frumos. Ceva istoric în ele și toate reprezintă lupta, mai ales venind dintr-o instituție în care am luptat permanent, am zis lupta trebuie să apară și în lucrările mele și mai ales într-o locație extraordinară ca Muzeul de Istorie, am zis că sunt mai mult decât potrivite. Dar putem să ne manifestăm artistic indiferent de domeniul în care activăm? Asta cu siguranță. Cu siguranță, pentru că Dumnezeu ne-a făcut după chipul și asemănarea sa. Când a fost El creator, a spus și voi puteți crea. Fotografie. E o pasiune veche? Da, pot să spun că e o pasiune veche de când eram copil. Am fost înconjurat de oameni pasionați de frumos și am încercat și eu la rândul meu să imortalizez prin ceea ce am făcut eu clipele cele mai frumoase pe care le-am trăit. Deci nu a fost o temă definită. Am ales din ceea ce am fotografiat în timp cele mai expresive fotografii. Și am încercat să transmit, așa cum am spus mai devreme, emoția clipei la momentul respectiv. Este o artă modernă, extrem de iubită. Este. Nu știu cât o și înțelegem, deși toți avem aparate foto, care mai de care sau mobile, cu care încercăm să facem poze sau fotografii. Nu știu dacă se sesizează diferența, nu? Corect. Sunt oameni de la care am învățat foarte multe, din punct de vedere al tehnicii fotografice, și cu timpul am realizat că în spatele unei fotografii se ascunde foarte multă muncă. Pare simplu în aparență, adică ai un aparat de fotografie, te-ai făcut o fotografie, dar ca să ai o fotografie de calitate trebuie să muncești, să prinzi momentul și să folosești tehnica potrivită ca acea fotografie să transmită ceea ce tu ai vrut. Așadar, stările fotografului sunt acolo. Sunt acolo. Și eu văd o explozie de culoare. Este, da, eu sunt pasionat foarte mult de natură, încerc să surprind și am încercat, sunt puține aici, fotografii, răsăritul, apusul, toamna, după cum vedeți că am adus aici câteva lucrări pe care le consider eu mai interesante. Și acum ce pregătiți? Că sigur pregătiți ceva. Îmi doresc să fac ceva din domeniul nostru profesional, pentru ca să scot în evidență și frumusețea muncii noastre, nu numai ceea ce se vede, ci ceea ce se cunoaște. Și în sensul ăsta, dincolo, am câteva fotografii făcute, și cu ajutorul colegilor din cadrul Poliției de Frontieră încercăm să adunăm cât mai mult material, să facem o expoziție, v-am spus, legat strict de activitatea noastră profesională. Asta demonstrează încă o dată că înainte de a fi polițiști, profesioniști, suntem oameni și fiecare are pasiuni, fiecare avem care pictează, sunt oameni, și vorbesc asta pentru că îi cunosc foarte bine pe colegii de la poliția locală, sunt care pictează, sunt care sculptează, avem oameni care scriu cărți, deci fiecare are și câte o particică ascunsă.
Dar foarte frumoasă. Este pasiunea artistică, da? Normal, normal, și prin asta încă o dată pot fi oameni, nu? Că de fapt arta aici ne duce spre a fi oameni înainte de toate. Inedită, pentru că iată expun patru colecționari și totodată artiști plastici din Galați. Noi suntem doar gazdă, am ajutat logistic, să spun așa, această realizare a acestei expoziții. Spun că este inedită pentru că avem trei expoziții de artă fotografică, o expoziție de artă plastică, o expoziție de sculptură și alături o expoziție extraordinar de interesantă de însemne militare ale poliției și jandarmeriei, atât din România cât și din statele europene. Avem în vitrine însemne militare ale poliției din Benelux, Belgia, Olanda, Luxemburg, din majoritatea statelor din Uniunea Europeană, dar și, evident, însemne militare ale poliției și jandarmeriei române. Dar nu trebuie să existe resemnare din partea celor care nu sunt artiști profesioniști. Da, asta vreau să vă spun. Nu întotdeauna artiștii plastici au fost și cei care au făcut parte din Uniunea Artiștilor Plastici, indiferent unde ar fi ea, în România sau în alte state europene sau din afara Europei. Să ne aducem aminte că în secolul XIX, în secolul XVIII, XIX, chiar și în prima jumătate a secolului XX, foarte mulți artiști plastici cotați extraordinar de bine pe plan mondial, nu făceau parte din uniuni, să spunem așa, de profil profesionale, dar în domeniul acesta al artei vizuale, al artei plastice. Și sunt foarte bine cotați. Așadar, nu, din punctul meu de vedere, dacă nu faci parte din Uniunea Artiștilor Plastici sau din Uniunea Scriitorilor din România, asta nu înseamnă că nu ești un bun sau foarte bun maestru al picturii, al sculpturii, al fotografiei sau un foarte bun scriitor sau poet.